Aici, în fața primăriei, vedeți și pe laterală și pe traseu, numai loc de parcare. Soluția este una singură. Să luăm o suprafață legală de la proprietarul care a fost, eu știu, cum a fost în proprietarii, și să se extindă acolo parcarea, pentru că de aici, când vii de în spate, n-ai vizibilitate. E curbă mare, se merge cu viteză pentru că e asfalt foarte bun. Rectilurile costă 20 de ore și există pericol de accident. Domnul Vasile Scorișa, cu semnul de circulație, aveți deja... E pe proiectul european și aici s-au tot pus să mai completează, să spun așa. În fiecare an se pune, da? Anul ăsta punem 40 și rămânem cu 20. Completăm cu 20 anul următor. Asta pentru perspectivă, domnul. Nu, aici, deodată, acum propuneți un proiect local. Proiectul local primarului, ca să gândească o parcare sau cum să gândiți, putea să nu aveți risc de accidente în fața primăriei sau de la primăriei. Da. Dar n-am putea să facem linie continuă sau să gândim o variantă. Ia aici, are proiect, trebuie cu poliția rutieră, cu poliția rutieră, toate semnalizările, toate marcajele. Un proiect avizat pe poliție. La ieșirea după proiect este curbă la stânga. Și la 50 de metri de casă asta este curbă la dreapta. Iar aici, când poți să dai prioritate, nu se vede. Și cât dacă ești... Dă-ne o propunere. Cum propuneți dumneavoastră, în viziunea dumneavoastră, ca noi, ca și administratorul al drumului județean, să luăm niște decizii într-o comisie tehnică, economică, o să strânge și după propunerea de la Presidentul s-a propus asta. În primul rând, trebuie abordat proprietarul. Noi suntem proprietari, drumul județean e proprietar. Marcarea este vis-a-vis. Acolo e proprietar, e proprietar de terenul. O să te bași pe stânga. Generați un proiect local. Dumneavoastră le propuneți un proiect local. Acel proiect local trebuie să facă administrația locală. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți la acest proiect. Să-l generați dumneavoastră, adică discutând autoritatea. Primarul să stea de vorbă cu proprietarul, dacă... Să-i discute terenul la schimb. Îi terenul la schimb cu spate... Astea sunt mai multe variante care le puteți gândi. Orică-i dați în schimb, orică-l cumpărați dumneavoastră, orică-l expropiați dacă vreți să dă utilitate publică. Astea sunt discuții pe care... Trebuie abordată varianta cea mai ieftină. Care amiacele e cea mai bună variantă? Și cea mai bună. Să-i dea lui proprietarului... Avem terenul al primăriei, eu așa știu, după casa asta. Ce nu se poate face pe primăriei? Nu mai e nicio al primăriei. Dar ce mai e al primăriei, frate? Să-i dea terenul la schimb. Deci... Asta e o problemă minoră la dumneavoastră. Problema majoră pe care o știu eu de la un constructor e că aveți topate toate lucrările pe care le aveau de investiții. Datorită lipsei de recepție, datorită multor lucruri care nu au funcționat. Aici sunt problemele pe care le știu eu despre dumneavoastră. Nu știu dacă sunt și litigi astăzi. A, da. Doamna secretară, aveți litigi pe investițiile pe care le aveți? Da. Deci e clar că v-a blocat tot ce înseamnă dezvoltarea localității aceste litigi. Ce soluție? Avem secretarul general al județului. Soluții de ajutor pe partea asta de legalitate. Și să putem să vă ajutăm. Două starele care sunt, să vedem stadiul în care sunt și... Avem deja avocat. Aveți avocat la Dragea? La ce aveți? La apă? La investiții la apă? Parcă și la canal, la mai apă. La canal e la finanțare pe PNDL și din cauza litigiului n-am mai dat niciun ban al ăsta. Să lucrează la apă acum. Ați încheiat contractul cu restul de execuție? Dacă ați încheiat contractul cu restul de execuție, puteți merge la decontract. Dar mergeți cu nou contract și cu ordine de începere la nou contract. Pentru că s-ar putea să vadă că a lucrat o firmă, acum apare altă firmă și spune... De la ce? Da. Luați legătura și spune că faceți... Nu știu de mersul pe lucrurile de contract. Direct bună și o repeție.